drum la captură, for some fucking reason, captura aer s-a oprit la jumate. Dar ea a mers în continuare, deci mi-a arătat că făcea captură, mergea camera, dar nu mai scris pe fișier, nu știu, pula mea, de la hard disk, de la GeForce Experience, de la DayZ, n-am de să știu. Sunt prea multe chestii suprapuse. Aș mâini serviciu, god damn it. E așa mișto când știi că a doua zi te puși la 10. Da. Nu, nu-i bun cu muncile, nu-i bun deloc cu muncile. Te aștept să vii. Să intri. Am intrat, însă aici în hangarul din scumpăr, din copie. La ce hangar ești? Unde e traderul? A, deja ești acolo? Păi uite, mi-am dat de scumpă. Am înțeles. Hai că vin, vin încolo. Sper să nu mai mi-au shot. Dacă mi-au, asta pies. Asta e piesă, 20 de milicoco. Am 20 de milicoco, asta e piesă. I'm doing my best not to get shot. Sunt zombie spawnat pe aici. E o mașină pe aici. Am venit compotul înapoi. Da, compot de corcodușă și ursici. Am dat, a, deci tu ești acolo, așa, și deci... Stai să-mi pun și eu markerul pe trader, că eu m-am luat numai pe markerul tău. Ce stupid, mi se pare că tocmai aici n-ai safe zone și eu nu chestia asta scumpă. Da, acum văd că ai ajuns fix acolo. E, măcar bine că ai ajuns înainte ca să îmi spui dacă e presiune. Cu umblu cu bănetul la mine. Oricum, îți dai seama că... Faci lag. S-a grăbat în zonă. Nu. Nu am gândit la care reage. Având în vedere că deja sunt 31 de playeri așa rapid după restart, cred că o să fie o leacă de lume seara asta. E duminică și tot timpul duminică e full. Afară de căcat acum este. Unde se spunea zilicopterul că și-a lăsat autobuzul aici. Da, băi, eu sper că e inteligent jocul și știi să spunezi lângă, adică nu cred că dacă detectează un alt vehicul, spunează peste el, ar fi stupid total. Da. Sunt două elicoptere, autobuzul și o mașină. E bine? Acum intru. Acum. Asta nu-i pisca data, nu? Nu. Trader menu. Fuck! Las că dau eu. Stai, 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 nu tragi, nu tragi, că... Toți morți, mătii. Helicopter unarmed. Stai să mă dau Little mai Bird. Nu știu care e diferența între... Astea, sunt două tipuri de Little Bird, băi. A, unul are mai mult fuel, bă, păi le iau pe ăsta, 6 seats, și costă același preț, ce stupid e. Ăsta are seats 2, seats 6. Pe afară, pe... Da, cum a avut ieri, adică. 20.000, ok. Bye. Uite-o. Hai, hai să-l luăm și am plecat. Cum ne duce? La mașină, în primul rând. Să facem la mașină. Păi, nu știu, pula mea. Putem să o lăsăm. Eventual să îngrop cheia undeva, să nu... N-are sens să țin cheia și la mașină dacă suntem cu elicopterul, știi? Ar trebui să intri și chip sau să-ți dai și tu deploy la safe, eventual. Ai zis, elicopterul ăsta nu l-a primit. Hai, decolează în pizda, măi, deodată. Am dat căștile. Wow, 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 am apăsat cu wrong button. Almost fucked up. I almost fucked up. Așa, mergi să-ți dai deploy undeva la safe ca să punem case, să începem să... Am văzut-o. Hai că o colesc.
să nu sunt dau după ăla să-i... Gândește-și tu, unde crezi că ai vrea, unde ți-ar place cel mai mult? Choose your destiny. Poți și acolo în pădure, uita mai bază. În stânga, să vedem... Peste tot, în pula mea, peste tot îți baze. Dar ce tunci... Da, observ. Dar nu știu, n-aș vrea să-mi dau ăla. Choose one, că na, pula mea, eventual să fii lângă nord-est, că văd cel mai des ne învârtim în zona aia. Hai că... Unde dracu suntem aici? Ah, deci noi suntem spre misiune acum, motherfucker. Nici nu mi-am dat seama. Noi mergem fix spre misiune. Eventual alegi o zonă, locație, îmi dai coordonatele, dai deploy, las cheia și după aia merge la misiune rapid. Să mă uit. Că n-aș lăsa-o pe jos, că na, nu-i reliable să faci asta, știi? Dispare, îți dai seama că dispare. Îți dai seama că dispare, da. Mai ales după primul restart, e gata. Oh, eu am trecut fix pe lângă misiune. Motherfucker, de-aia să dau și mai dreapta, ce crede? Mașină și un elicopter acolo, în fără. Aș vrea să nu ies de pe hartă, mi-e frică de surprize, să nu explodeze elicopterul sau whatever. Toate că nu cred, n-am văzut niciodată așa ceva nici pe YouTube, dar pula mea. Unde dracu să lăsăm? Think fast. Bofartino, noi, altar. La altar parcă era o bază, da, era o bază. Ai scoporul ăla spre sus. Bă, la da, vor că iarăși bază, să-mi bag ceva în bază, da? Bă, că nu-i nimic aici, în zonă, cred că aș putea să laterizez o leac așa. Și pula mea aia. A, e barajul, pule. Ascultă, m-a plăcut de misiune aici. Da, e relativ, adică îți piste 1000 de metri la misiune. Unde dracu? O ia la vale, nu ia la vale, stă, e ok. Vișnoie. Ce mișto e. Apun cu voi este bază. Simularea cu elicopterul e foarte mișto. Audio. Vișnoie, vișnoie. Da, da, îți dai seama, trebuie să mergi în fac, așa, ai văzut știu câte mii de baze sunt, sunt peste tot. Hai să vedem în ce zonă vrem, mai nord, mai nord, nu? Eu zic mai nord, acum nu mai e ca înainte să ai spawn-ul numai pe țărm, da? Acum putem să alegem oriunde dacă suntem la cel puțin 5 km, deci avem orice oraș. Și eu văd că cel mai mult ne futem prin nord-est. Deci a zice undeva centru-nord. Centru-nord cu tendință spre est, spre clan. Bază, acolo l-a lăsat și chip. La mobilul din bază, la de buff, ca chiar. Oriunde sunt baze. Oricum, nu contează, pentru că ideea e că, na, să iei funar ce să-i facă, nu poate să-l spargă. Shit! E un avion. Da, e un avion la distanță. Dar fiind static, poate nu mă vede. Fiind static, acum și mă interesa, dar nu-mi dragă de chip în cloud. A, se vorbea de misiune. Probabil, da. Pune... Am văzut că erau două baze. La Kelm erau baze, că n-am văzut. Da, dar zici mai spre centru, o să spun. Iat,
și la chem, dacă vrei, eu n-am absolut nimic am văzut. Parcă am văzut și pe acolo, mi se bază. Viste toți în bază, n-ai unde să mergi undeva, adică dacă e ca și cum... ai arunca, da? Cu banul în apă și vrei să nu se ude. Oriunde ar cădea, oricum se ude. Oriunde arunci, dai peste o bază. Hai la 090 cu 031. 090 cu 031 ai zis? 031. 090 cu 030, stai așa. 013, ui. A, 13, așa zic. 090 cu 013. E mai leacă mai la jos din nord-lug acolo. Unde anume în pot? Dar noi suntem la 090 cu 013. A, păcat, da. Nu, deci la asta așa sunt la zic să nu zic. Dar vorbește mai tare, fă, nu ți-ai luat vitaminele. Nu te aud, nu înțeleg, adică să se aude numai... bolborosești. 043 cu 091. 043 cu 091, ok. 043. Wow, deci în partea aia altă vrei, nu? Unde e partea aia? Pe lângă mobilul, pe acolo. 043 cu 091 este fix în Pogorevka. Lângă, adică sub Pogorevka. 043 cu 091, da. Pogorevka. 043 e aia verticală. Nu, 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 nu. Coordonatele, deci cum suntem acum noi la 090013, 090 înseamnă OX, aia orizontală. Și după aia vine aia verticală. 91 cu 43, la mea. Da, deci tot timpul sunt alea orizontale, primele și după aia alea verticale. Deci 91 cu 43. Ok, am pus așa aici, e o clădiruță de aia. Da. A noastră nu e acolo unde a vrut iar chip și era bază? Nu, chip a vrut... a vrut undeva în pădure. Hai că avem 3 mm, ajungem rapid. Hai să trecem prin comisiune. Da, să mă ghidez tu dacă mă duc cumva spre ea, dar nu cred. Mișurile e în stânga și noi trebuie să începem în dreapta. Hai să începem în comisiune. Wow! Era o leacă abruptă aici, s-a dus un pic în față, dar nu este o problemă. Deci misiunea e pistă de alul ăla așa. Da, l-am orientat în direcția misiunii. Ah, auto hover. Adevăr că prinde asta o viteză să-mi bag pula coaie. Și mergi și drept, asta e avantajul. N-ai niciun obstacol, nimic, nu ocolești nimica. 130, 150. Și mai mult dacă ai altitudine. Vezi că ne apropiem de misiune, la 900 de metri în dreapta, el mai stânga. Mai stânga, ok. 800 de metri. Mai este un elicopter acolo. Care face hover la misiune. Da, îl văd. Și mi se pare că e de la cu armii. Prietenii noștri sunt online. Nu-l văd că... Shit, iar avionul. Băga mea și pula mea, frate, numai căcaturi. Două avioane, dă-te că-mi bag. Ah, stai, mi-am văzut. Shit! Shit! Evasive maneuvers. Shit, mi-a dat la... Trebuie să aterizăm, băga mea și pula măta. Nu degeaba fac auto-hover, că ne fute. Engine down.
Engine down. Так, încă da, știu cine sunt, cam eu și cum... Eject, eject. Ai, bă. Wow, mi-am luat... Am făcut o grămadă de treabă. Căcat. E, ce muiți, dar ce-o tras, adică dragi știu să zboare cu căcaturile alea. Ce-ați făcut, mă? Culmea că am dat eject. Ne-a omorât un avion, eram cu elicopterul, mergeam să-și pun true safe-ul și ne-a omorât avionul. Oh. Erau un elicopter și două avioane. E bun, că am pierdut și cheia la mașină. E bun. Azi, când ne întoarcem la RIP. Mai poate mai recuperăm ceva. Culc mai devreme astăzi. Azi mă trezesc mai dimineață. Păi și eu mă curc mai devreme, la 2:30 azi, când nu mai nici cu muncă cu de-astea. Da, devreme la mine înseamnă acum. Da, glumea, mestre. Ne auzi mâine seara. Ne auzi mâine. Păi, de ce nu intrați mai devreme? Pentru că se dă restart și... Se dă restart la ora 10, dar până la ora 10, 3 ore... A, da, păi dacă mă trezesc la 4-5, păi fac curățenii, fă aia, fă aia, mă uiți la un film, se face 10, știi? Ok. Nu este timp. La Vibor, zici. Bine. Hai, noapte bună. Noapte bună, meșteri. Pa, pa. Yes, well... Noroc că avem bani din încăcăbii noi. Hai să întreb cine. O scris ceva că n-am văzut. Deploy all bike. Băieții noștri sunt... Băieții noștri nu sunt. Așa, deci, unde e RIP-ul? Șase mii încoace. Dar o scris ceva, dracii? După ce ne-au urât? Cam el. Nu știu pe ăla. Dar de unde știi? Că eu n-am văzut... Că să mai putea și în alte zi în pula mea cu avionul. Dar nu, dar ne-a omorât el acum, au scris ceva că eu n-am văzut nimic. Aia doi cu avioane, nu au scris nimic, au scris numai că we were killed, dar știu cine sunt. Ah, pe tocmai, deci asta am văzut și eu, you are killed, nu a scris nimeni când ne-a omorât. Adică nu a scris Scutărescu, vehicul noi. Dar ce-o tras, dragi, deci eu i-am dat tare bank ride, știi? Deci eram la 90 de grade. Și eu au reușit să mă iei la... Și full speed, știi? În dive. Nu trebuia să-i dau eu auto hover, dar sigur ni loc, erau doi. Eu am zis să dau auto hover, că poate au bunul sim să ne las în pace, știi? Că știau că elicopterul nostru n-are arme. Dar ia durul la pulă. Ce-ai zis acolo? Băgați ai pula la mâna ta. Vreau să văd dacă e român, dar nu înțeles ce am zis. Best BPDM. Nici o treabă, da, nu, el acum trolează abis. Vezi că te duci spre misiune pe acolo, dă-te mai spre dreapta. Este misiune roșie. Da. Da. Nu era că m-am uitat ultima dată. A, da, a apărut, nu era asta. Oh, well. Da, mă duc pe misiune, așa este. Să nu-ți dea eu mortul. Hai, vedem dacă găsim pe ea. Am văzut că chiar dacă ne expunem noi așa, adică unii chiar se uitau zilele trecute, știi, la mine. Și cred că mă vedeau, că eram la 100-200 și nu angajau. Dacă nu trage, ei nu știu dacă trag. Depinde probabil ce sunt, că dacă sunt bandiți, s-ar putea da, să tragă. Da, da, da. Cred că depinde și de chestia asta. Cred că. Da, s-aud mașini, s-aud combinații. Oh my god. Am e un Humvee, nu, e un Humvee care merge pe câmp. Da, sunt tot duce. A, tu ești acolo? Da, dar că-și vede de treabă. Nu, vin după mine. Îl vede de treabă, adică vin după mine. Eu nu-l văd să fi întors, am văzut că a făcut stânga și e în copaci pe acolo. A, dar eu nu știu exact unde ești tu, îți văd numai marker, nu văd distanța până la tine. Zic, o să vin după mine asta faci. Da? Caută.
Ati am mort din momentul ce am așa pe mâna ta. Hai că m-a pierdut fraierul. S-a oprit. S-a dat jos, cred că și acum să trage. Da, trage, ai grijă. Da, nu-mi pula mea, dacă mor. Mă merg pe 3 ori. Da, bă, băieți, duminica au chef, mâncați așa, n-ai treabă cu ei. Un pic prost, așa. Nu prea te-o nimerit așa bine, nu? Mai am 4000 viață și bleeding. Dar o tras, 30 de glanțe. O tras, că s-o auzit. Și tot mai trage. Hai că mor, că deja nu-ți place prea mult. Îmi bag cu pola mamele lor. Cât mai ai, Vlad? Am 3000. Deci și-am plecat cu și... Să prind un bicicletă. Hai că mă duc să mă spun cum vă fac pola mea, să-mi dau viață. Viață, să-mi dau bani de lucrat. Ok. Nu-l mai aud pe pula ăla, s-a urcat înapoi în vehicul și a început să meargă, dar nu știu în ce direcție. Am 1500 de viață. Da, dă-ți cu bandajul. Oricum, da. Sub 2000 am văzut că eu luam inconștient când eram atunci la aeroport. Deci îți trebuie blood obligat. 1100 mai am. A, dar îmi scade în continuare. Ba nu, când crești. Nu, când începi să crească după ce aprici bandajul. Am găsit un ATV. Or something. Stai că mi-a dărâmat bicicleta. Da, un ATV. Da, mă, pis pe el. Uite, acum o să mă fac mai jos, o să mă duc să campez la ăștia normal. Uai, vorbești încet, sunt barbă, nu înțeleg. E de la Discord în pula mea cu ulu aici. Nu e de la Discord, vorbești tu foarte încet. Exact. Nu vorbesc încet, am camera în față oricilor. Nu s-au urât. Fă-tu-s morții în mătii. Îți dau mai jos. Dar nu văd în pula mea. Și o mașină? Hai să văd și cu mașina asta, că are roți. Ia de clon fail, că-mi fuc una. Te-ai mișcat? Nu văd ca lumea, așa prea sus. Vehicle lock, normal. Oh, nu există bang, am vrut să dau... Hai, mor să mătii, driver, așa. What? Old bike cannot be built near a wall door. Ce wall door am morții, mărti? Ești pe lângă ceva? Old nu, old door, a zis? Hai, că mi-am luat inconștient. Da, ți-am zis sub 2000. Se întâmplă, trebuie să aștepți să treacă timpul să te refaci, să te vindeci un pic. Ia-mi luat în costură. Așa și eu, eram încet în copac și îmi luam non-stop. Copac, au făcut o misiune, dragi. 1360. Dar n-am nimic, n-am nici mâncare, n-am nimic. Să luați în viață. Ce-o tras, bă, căcatul, bă, animalul dracu. Și nu știu dacă mi se pare că... a doua oară mi se pare că o tras celălalt. Nu sunt sigur că a avut de la timp să întoarcă așa rapid. O tras amândouă, bine. Tras amândouă, da. No fucking chance. Nu, că deci dacă alergam, sigur ne prindea, că îți dai seama, nu-ți compara avionul la viteză cu elicopterul. Și dacă aterizam... Same outcome. Nu aveam ce să facem, m-am obișnuit eu. Asta este. Yes, yes. Azi că avem bani că călău, avem și la chip, eu mai am 200.000, nu-i problemă de... E vorba cu pierdem timp, mă rog să mișcă. Indeed. Pe dracu trebuie să aștept până la cât. Bine, că practic, na, și toată chestia asta face parte din experiența de joc, în sine. Cât trebuie să aștept să-mi crească viața? Păi dar vezi cât crești vizibil pe acolo. Da, știu, dar de la ce... De la 2000 nu mai e inconștient, da, adică cel puțin eu așa ți-l mi-e, adică de la 2000, pare. Păi 1730. Cât
Uite, mă, tam. Iar au cadre. A, avioanele. Toți cu moți să măte. Sunt acolo? Da, 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 să-mi văd. Și nu sunt lângă misiune aici, ei umblă de tâmpiți. Eu sunt chelea pule aici, la mama dreacu. 1900. Caută scandal, îți dai seama. Unde dracu-i markerul ăia, nu-l văd. Unde dracu-i... A, era în iarbă și verde, mula mea. Trage pe cap la mine. De mere. Am 2000 și tot nu... Eu parcă așa țin minte, nu mai rețin exact, dar știu că după 2000, 2000 și o leac, parcă. Nu mai... A, nu, 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 de la... Nu mai știu exact cât pula mea, nu se mai făcea ecran, nu mai era ecranul alb, așa. Nici nu poți veni încolo, că nu văd niciun căcat în mine. E alb tot, a? Și... Da. Și ceață. Da, păi eu de-aia ziceam atunci, știi, că-i totu-i alb, alb, că nu se vede nicio pulă. Tu-ți morții mătii de... Băi, niciun control n-ai la vale, frate. Dacă nu-i dai cu frână... O mie de metri. Ia mi-a luat inconștientul în pula mea. Dar știi ce mi se pare curios? Cred că nu am avut timp să fac deploy parașuta. Că deci am dat eject și eram destul de sus. Cel puțin pe ecranul meu, știi? Că m-a luat explozia. Probabil că m-a luat explozia sau nu am avut timp parașuta să facă deploy. Toate că eu am văzut că el deja putea. Și eu te-am văzut cum nu înțeleg cu parașutul. Ca un fagot. Cred că m-a prins explozia. Te-ai dus în explozii. Da, pe n-ai la parașută, știi că n-ai control. Aproape deloc, da. Nu căcat. Una mea. Am ajuns 100 de metri. Nu stau aici, am copat. Cam da, sunt, cadavrele. Sunt cadavrele noastre aici, a. Amândoi suntem. Hai, bă, oprește. Pizda, măte. Poate nu mă așteaptă căcat să-mi dei mortul. Eu par să am totul pe mine. Văd armă, văd tot. Elicopterul a dispărut, of course. Așa. Și te aștept și pe tine. Ia să văd dacă mai închei tot alea, alea. Nu. Ce? Ți-o lua cheia? Cred că o luam numai cheile, da. Atât. În rest totul este la locul lui. Serios? Da. Și mă uit atent, adică nu... Chiar nu e nimic aici. Absolut totul este pe mine, în afară de chei. M9SD GPS. Aproape 3000, frate. Cât mai scăpă pe cofă să plecă? Da, nu, știu că mai încolo bă, se făcea. A, mi-a pus mâncare, băieță. Poate și eu ăla. Nu, 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 tu nu erai taliban și n-ai G36 camo. Sunt sigur că dacă verific corpul, e numele meu. Așa. Range finder. Da, am luat tot de pe mine în afară de chei, care e pula. Și bascula. Păi atunci am dat cel, nu mai are rost să stau aici.
Unde să... Trebuie să merg undeva să fac tot din... Da, da, să... A, uite, tu ai... ia, ăsta ești tu. Check wallet, true, has no coins. Gear, ți-o pus în loc de armă, ai o machetă. Mai nouă. Yeah. Antibiotic, herb box, alea, alea, tot felul. Night vision, goggles, pickaxe, keymaker's kit. Alea erau al meu. Da, deci nu mai ai nicio armă, ai numai machetă pe tine, deci o lua băieță de pe tine. Și ai în spate M8-uri și mai aveai 11 blood bags, wow. Ai outfit-urile. Dar tot mi-s fute imagine, așa am 3200. A, deci eu sugerez să vii aici să-ți iei cadavru, totuși ai multe chestii bune pe tine. Da, dude, dar nu văd. Știu cum e, știu cum e. Adică mă duc undeva să fac overwatch. Nu contează, tu vii spre marker, că markerul vezi. Da, nu fac bicicleta, nu vreau. Când pădașul mi-s prin roșie în spate, nu văd, mi-aș pula aia. Shit, a venit avionul înapoi. Hai, sper că nu mă vede în boschetă, în pula mea. A, nu bă, niciun cărcanică, dacă schete sau cargă, mă izbesc. Sper că nu mă vede în boschete. O trecut exact pe deasupra cadavrilor noastre, la low flight. Da, l-am provocat, că l-am jurat. Îmi fac da. La mama lui. Dar văd că și-o văzut de direcție. Și un avionul lui Dick Dicker împuțit în care trage 500.000 din încărcătoare și nu se prăbușește. Da, asta e stupid, trebuie să fac ceva. Nu țin minte că ăsta era un bug vechi la arma 2, că avionul ăla nu puteau fi distruse. De-aia le-și cumpărau jegoșii. A, deci e exploit împuțit ăsta. Da. Nu văd nici o frumită. Am înțeles. Ar trebui să le scoată la faza asta. Ar trebui. Deci eu atunci am văzut clar, deci de 3 ori s-a oprit elicia, scotea fum și el îl repornea totuși. Și după aia dispărea fumul, gata. All good. Da, era o fază de să repare, n-aia să ceva din ăsta. Eu te aștept, nu-i panică. Mă duc în pădure aici la niște chetre și niște brazi ca să am o lea de cavuri în caz să se întoarce prost cu avionul. Poate m-au văzut, nu știu cât de bine eram de azi lui boscheță. N-au văzut nicio pula. Da, am... Ai luat niște blood-back, trebuia să iei niște blood-back odată cu mine. Am luat numai alea care le aveam eu. Hai bun, bă. Hai. Nu-l copiat pe asta, mă. Ia auză-l cum se întoarce. Ia auză-l cum se întoarce. Era în sotul. Da. E undeva în spatele meu. Îl aud. E o zginit în copac, e și un elicopter cu el, deci ăstea scoat, clar, că dacă nu trag cu unul în altul, ca ambele au arme. Asta e de la cu arme, elicopterul. Îl scoat, două avioane și cu elicopter. Da, că zboară în paralel. Ce jegoși împuțiți. Târfii coclite. Văd un avion pe deasupra. Bineînțeles că m-am izbit în copac. Tom? Bineînțeles că m-am izbit în copac, că nu pot să o nici nu văd. Merg din copac în copac, zic că zbat. Ia să văd la ce distanță ești. Mm. Nu, ești chiar așa departe. De atunci ajungeam dacă vedeam cum trebuie. Am mai dat una galbenă. Dar oricum trebuie să mergem, să ne luăm căcaturi. Mașini, treburi, combinații, socotele.
Nu m-aș duce la aeroport dacă mai am armă, ce fac? Mai întâi mă duce după armă. Da, trebuie să vii să-ți iei restul de căcatul ce mai ai și după aia să... Nu, aduc sacul. Eventual să... Mai repetăm o dată mișcarea, minimul doar fix în pulă de bani, că-i facem. Banii s... Banii s... expandable, da? Acum e copilul meu, suntem prea expuși, paream, adică nu o mașină blindată ceva, m-a făcut pe elicopter. Băi, elicopterul îți oferă avantajul că te miști foarte rapid. Într-adevăr, da, în elicopter, dacă ești versus avion de ăsta, n-ai nicio șansă. Bun. Ești expus total. Ești expus total, așa este. Mai ales că dacă e așa ușor, adică o tras doar două rafale ca să oprească motorul, știi? Și aici nu mai ține figura ca la avioanele lor să repornești. Nouă, tati. It's gone. Ei, nu înțeleg cum poți să repornești. Glitch, cum ai zis tu, glitch, are pus, deci cine știi? Probabil că dau engine off, engine on, engine off, engine on, până repornești, știi? Pula mea. S-a auzit ceva pe colcat, nu? No. Vreau să mă ghidez, să mă zici ce stăm de-a dreapta un mic ala un. Aha. Eh. Se mai întâmplă și nu te spune. Așa, ca de duminică, să-ți amintească că urmează lunea. Da, că se începe de căcat, de duminică. Da, vine și sâmbătă o merțeavă, dar pula mea, na. Erau și mai puțin. De fapt, nu sunt chiar așa mulți, sunt 34. Erau 50. Da, au fost mai mulți ăși. Culmea că n-a avut niciun encounter. Dacă îl văd vreodată pe căcatul ăla în trader, ies afară din trader și campez. La fix la limita aia de safe lane, îl aștept să iasă. Tot din vor să-i spun. În mod normal aș spune că ce dușmănos ești, mâncați, aș pula lumea ta, dar cred că am să dau join la faza asta. Adică, înțeleg, pula mea, știi, băi, ai tras. Ok, știi? Vezi că ai făcut damage și alea. Vezi că ești în superioritate numerică, știi că nu poate să tragă înapoi. Eu, sincer, n-aș fi distrus elicopterul, dacă aș fi fost în locul lui. Sau cel puțin, nu luam cheie și de astea, știi? Da, asta, acum ați cunoscut ce nu l-a luat, sigur nu l-a luat ei. Ei l-a luat. Ei, ăla cu elicopterul. Ah, da. Da, deci scoate două avioane și un elicopter. Și elicopterul e de la cum a avut noi de la Griff, fain. O, tu ești ăla? Tu ești ăla, da? Da, băi. Ok. La cadavre. Da, nu, n-ai zis că ajungi la cadavre și n-am știut, ai apărut brusc, știi? Eu am văzut un player care controboie la cadavre. Noroc că aveai marker, că... Nu te-ai mort. Da, dar normal, zici, mă gândeam, pula mea, o fi dat unul peste cadavre, sau unul care știe, știi, dintre ei. O fi venit, o s-o gândit, băi, parcă avea la niște blad, ia să merg eu să iau, știi? Painkiller, morphine, herb box, blood bag. EpiPen. Famas, există și asta în pula mea. Bună treabă. Afecte-mi, frate, nu mă luat PDV-ul. Mersi, fraților. Nu-l luat PDV-ul, nu? Nu, mi-a luat rangefinder-ul pe ăsta. Da, parcă nici eu nu văd un rangefinder pe tine. Pe-a meu l-a lăsat. Dacă vrei să-l dau, că eu n-am ce faci, eu nu-l folosesc niciodată. Black key. Fii la mașină? No idea. GPS. Stimați și pe mine, poate și eu beat, dar nu cred, eu n-am văzut nicio cheie pe mine. Dracu, știi, tu aveai vreo cheie? Păi nu știu ce cheie, că tu aveai cheia la mașină, nu? Știu, categoric eu aveam cheia la mașină, dar deci tu aveai vreo cheie luată de pe un cadavru care l-a omorât sau de astea, zilele astea? Dar nu aveam niciun cadavru, nu. Vezi că-mi schimb hainele. Da, eu rămân cu civilul, că nu prea-mi place talibanul.
Eventual iau, să-mi dai un costum de la The United States Marine Corps. Nu crepat jocul. Eu te văd pe tine acolo, știi ce faci? Deci, încerc să... Jesus Christ! Ai să vezi pe captură. Deci încercai, tot făceai switch între armii, ai scos maceta și vii spre mine, fără marker. Doamne ferește, deci vii acum, ai ajuns fix unde-s eu. Nu ești tu ăsta, nu? Băi, eu nu sunt joc. Deci ai ajuns, ai ajuns lângă mine, nu ai marker și te uiți, ești fix la 2 metri de mine. Da, ai venit aici lângă mine. Și acum faci, faci pași înainte, pași înapoi cu maceta în mână. Da, nu trebuie pe ajut. Știuți, stânga, dreapta, te învârți. I'm fucking believable. Ar trebui să dispari, ar trebui să dispari teoretic. Mă, hai cu ei băieți, că i-am înjurat de mamă. Mă îndoiesc. Ei, dar ce... Ce tu, am văzut pe serverele astea de Arma 2. Da, se poate, mai ales că deci la DayZ, bine, era la, la DayZ standalone era un o comandă care dacă o dădeai, o dădeau hackeri ca să crape serverul, dar crăpa tot serverul, deci nu mai gata, totul era mort, se la toată lumea le crăpa. Eu am văzut de aia care dădeau cu bomba atomică. A, bine, da, nu, da, asta știu de la DayZ, de când era DayZ-ul până în epoca. Nu erau alea cu bomba atomică. În Electron, Cerno. Da, nu, deci stai pe loc și te gliciuiești, așa faci, adică parcă vrei să spunești într-o direcție, te întorci, faci tic 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 tic, știi? Parcă ești bomb funk MC's. M-am încărcat. Tu nu te vezi aici, lângă mine? Nu. Uite-o-lea că la markerul meu, deci aici, fix lângă mine, ești, ești tu. Bă, da, ăla-s eu. Da, uai, ăsta ești tu. Jesus fucking Christ! Ești curios dacă îți dau cap, dacă mor tu, știi? Da, hai să nu încerc eu. Hai să mergem, dă-mi plămâne pe ăla, lasă-l să te-ai uitat pe mine? Da. A, nu m-am uitat pe mine, da, mă spun. Ai costumele alea, că vreau să-mi cer un costum din alea. Nu mai am costume, stai. Ba da, le aveai în gunbag. Fii atent, da, da, că ăsta merge cu noi, pulă. Jesus, ăsta merge cu mine, ei. Deci când mă opresc, eu se oprește și el. What the fuck? Fii atent, deci dacă mă duc la, la dreapta, vine cu mine. Dacă mă duc la stânga, vine cu mine. Hai. N-ai nici ok, Ali. N-am, da, o luat-o. That's to log out. Treci într-un copac, that's log out. Îți dai seama, Cosmin, de ăsta de gol, te pici pe tine, fâle. De asta zic, treci într-un copac, that's log out. Băi, dar... Oare dacă îi dau mortul? Te mănâncă așa, oleacă, nu? Mă mănâncă din noi adevărat. O rămas în spate, dracu. S-a blocat într-un copac. Da, nu-ți mea. Da, nu s-a deblocat, acum vine. Da, nu, tot. Let's look out. Ok. Nu trec mai încolo. Ca să te lase. Mhm. Așa. Și parcă vezi că vii tu lângă mine, adică ăla, ghost-ul tău și o să-mi spune că nu-ți place. Dar au dispărut, ei. Ma, nu, 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 tot vine, tot vine. Hai repede, hai repede până ajunge la altul. Hai, vii în fugă spre mine, tu te vezi trecând... O trecut pe lângă tine. Ești pe hard, eram pe hard. Mi-am pus pe F-ul. Gata, am dat abort, m-a lăsat. Disconnect, ai chiesi de tot ca să fiu sigur că... Ce căcat. Ce căcat. Așa, da, nu, când crap jocul îți dai seama, sunt o mie de chestii care se pot întâmpla. Așa, refresh, 30 din 55, play. Pulei. Au luat-o chestia sau ce pizda, mă? Da, au luat. Stai că ziceai de costume, să văd ce costume am. Am USMC pilot. Așa, de la ziceam. Cheamă clothing și Russian officer. Carly Green. Fătem că fraierii mi-au lăsat o armă, dar eu nu știu. Ia-s tu unul din ele. Ia-s tu unul din ele și după aia unul mi-l lai mie. Hai că-mi iau... Cheamă clothing. Ia-s-o cum arată. Da, mătii.
Arată mișto. Mai este în capul gol. Ok. Ok, am luat ăsta. Să-l dau pilotul. Dau pilotul. Uite, scrie și... Și aici, pe ecran de login, free refuel numai, fără repair și rearm. Dar cine știe ce-o fi văzut? Ce, nu, nu, eu am zis că s-a uitat pe site și-o crezut ceva. A, poate, pane mea, poate scrie, e rânat sau cel e rânat. Vehicle locator, virtual garage, ce mișto. Virtual garage? Și cum îl faci? Adică puteam să lăsăm elicopterul sau... Mașina sau... A, e pe eBay de ăla, cred că nu? Da, nu sunt merd, mula mea. Sincer, i-aș ajuta, adică dacă la un moment dat ar fi... Ar veni ăsta, baron, owner-ul, să zic, băi, ajutați-mă ca să nu se închidă. Aș da bani, că îți dai seama, mai sunt câteva servere așa de mari și bune. Da, pay to win nu-mi place ideea. Oh, cam el was killed. Băi, ăsta tot e, ăsta tot aici este ei. Cred că trebuie să ieși, cred că... Băi, ăla ești tu, ăla ești tu, că nu ai marker, nu ai marker. Eu sunt ăsta cu... Camo? Da. Hai să ne punem din nou marker, că nu, mai mi-a dispărut markerul tău. Dă-l invite. Îl vezi pe ăsta? Da. Da, nu pot să dau invite. It's my group, mi-a pare true. Și leave, timp... atâta, nu? N-am nici leave. Că s-o glitchuit, să-mi bag pe mine server. Dar nu ești în listă, ei. Group management. Nu ești în listă, dă-ți logout din nou, ești de tot, adică nu, ești de tot din joc. Dar eu atunci am ieșit tot din joc în pula mea, m-a crăpat jocul. Da, am înțeles. Nu ești în listă. Și nu l-aș omoră pe ăsta, că mi se nu crep pe Hive, știi? Îl mai vezi acolo? Da, e aici. Te-ai mort de-l în pula mea, vezi ce se întâmplă. Să-mi zici că n-ai ieșit. Am ieșit. Cut. Hai că-i dau. I-am dat capul jos, e mort. Ăsta mă o să mă cum îl chema. True. Unknown has no coins. Nu. S-a făcut un ghost ceva. Is damas. Hai că îmi dau. Și are, da, are ghirul tău ăsta, e. Motherfucker, are un black key. Hai că-l iau, dar nu cred că era cheia noastră. Eu aveam doar opțiune de make copie. Ai din nou antibioticul pe tine, tot. Deci e dupuit caracterul. Maceta exact ghirul tău l-are. Night Vision Goggles, da să-mi iau Night Vision Goggles, n-aveam. Da, și-a rămas rangefinder-ul, ziceai că-ți trebuie să vii slate pe ăsta. A, era pe ăla? Ăla meu, nu, ăla meu, am luat Night Vision-ul tău și-a pus rangefinder-ul. I-a dat jos binocul, dacă ai... Da, pe asta vreau să fac. Deci, nu, oricum, dar nu-mi trebuie night vision, că aici am văzut că nu bagă noapte, niciodată nu votează noaptea. Dar le-au oricum, dar le-au să fie. Băi, mișto, mie cel mai mult îmi place jocul ăsta noapte. Keymaker's kit, hai să le-au, pula mea, să fie. Toate că nu cred că o să-l folosim vreodată. Crowbar, Sam, pentru de alea. Cu crowbar-ul de date-ul la alea, nu? La ori veins. Da, dar e mai bun pickaxe-ul. Ok, la, mi-au și pickaxe-ul. Că pickaxe-ul sparge mai repede. Ai văzut că am dat cu crowbar-ul de mâncit? Da. De să iau și sângele, că cred că s-o dupui și sângele, dar bineînțeles. Vezi că eu am intrat. Da. Ai dispărut, gata, am vrut să iau sângele și ai dispărut. Ok. Deci înseamnă că și-o revenit. Da, am marker pe tine, tot e ok, bun. Hai să-mi dai costumul. Deci, s-o da, pisic, te-o glitchuit serverul, te-o dupuit, s-o făcut ghost. M-au glitchuit că am murit în elicopter. Că m-au dat afară din elicopter, probabil că m-au glitchuit, știi? Probabil. Că l-ai sărit, dar eu am rămas înăuntru. Da, este posibil.
Bă, e mișto USMC-ul ăsta, e casca mare și se vede la 3 km, dar e mișto că e camo, e verde. Ai ideea, e verde, nu? Da, e verde. Bun, hai la 3000 până la aeroport. Hai să văd cât de departe este mașina. Să încercăm cheia, pula mea, poate o fi aia, nu mai țin minte ce cheia aveam noi. Spun markerul măcar, de 097051. Cât de departe? Nu trebuie să fie foarte departe. Ar trebui. 097051. Aici. Display name, yes. O, 792, hai mâncați, așa că e foarte aproape. Nici nu mai punem bicicletele. E cam păduri pe aici, așa cred că se fode. Mă, doar nu știu, se găsesc turboxuri la aeroport. Dar ce aproape era mașina? Ia! Vezi, poate îți controlezi spițele puțin cu MG-ul. Au tras mă instalat cu MK7 sau ceva de genul. Dar chiar ți-o dat damage la bicicletă? Dar cum, nu e și bicicleta. M-a nimerit mie vreo 3 ori. Dar nu știu cum dracu n-a murit în pana mea. Înseamnă că dădea pe la picioare, nu te-o nimerit în plin. Asta, și după aia a nimerit bicicleta, că aveam ceva roșu, bolt. Asta are hitbox foarte ca lumea arma 2, adică ține cont de... Da. Zi-mi ce direcții, ca să știu cum spune. Fix 105... Stai că nu văd ce cifră e asta, trebuie să mă învăr pe 140 fix, e compas. 40 fix, compas. Am legat mai. Mhm. Poate o mai avem, bă, cine pula mea știe? Toate că dacă o folosi kilocator-ul durații. Dar nu știu dacă nu e din pana mea. Da, nu știu, că atunci aveam 3K și nu o localizam nici ok. Nici o mașină, pardă. Trebuie să fii pe aproape. Dar nu mă știu mira, aici era sau mai încolo? Păi eu am pus marker exact pe cadranul ăla, deci... Câți metri mai... 300. A, deci în pădurea de braz. Da. Capa. Da, că știu că abia distingeam orășelul de acolo, de unde lăsase mașina. Ar fi cea mai longevivă mașină, dacă încă mai este. Yes, ar fi. Dar nu văd niciun... M-a dus să rămâna pe asta. Ok. Mai mult mă. Na, asta e dezavantajul la elicopter, că e... sensitiv. Nu ne ajut deloc serverul ăsta. Am găsit mașina. E la tine acolo? Da. Pe la gestul. Acum. E deschisă deja. Da, foarte ciudat. Well. Nu. E futut un wheel. A, păi lasă, cum ce vreți. Stai așa, nu, are, e galben, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Deci eu când am lăsat-o ieri era în stare perfectă. Ula mea, fa, e ok, deci putem să mergem cu ea. Dar faza e că nu pot să-i dau... Dar nu contează, vă folosim până la aeroport. Da. Nu pot să-i dau loc, ce fază. Salvage vehicle, gear, pula mea, access bank, atât. Mă, well, mergem. Auzi tu elicopterul, nu? Da, nu știu pe el, nu am ce strag, nu. Eu am ce strag, da. Utilizează? Nu, se tot duce încolo. L-am văzut. Bun, hai că mă urcăm așa, ne? Ok, și mergem la... Hai, o ducem la aeroport, direct. Ei, am pus a două rem, că s-a handicapat. Este Bandit Slaughterhouse. Dar n-avem armii. N-avem armii, așa este. Deci hai la aeroport. La Clan, adică vrei zici. De ce să mergem la Clan? A, vrei la aeroport să facem loot, da? Sau mergem la Clan, vedem mașina asta și ducem pe jos, facem loot sau... No, cu mai... mașina asta, hai la aeroport cu mașina asta. Așa zic și eu. Hai, dă-i turbo. Hai că am pus pe bârnaie.
Dar ce mișto, bună treabă, deci mașina era, așa, mașina era la locul ei, dar un Willy galben s-a înlocat. Cred că o tras careva ca prostul. S-a înlocat, for some fucking reason. S-o fi luat cheia muiști, s-o fi desfăcut și nu știu ce s-a întâmplat. Nu aveam nimic pe ea. Nu aveam nimic pe ea, da. Și probabil cine știe, iau bani, dragi, și-o fi zis, unu a zâmba, pula, știi? Cred că o dat numai în loc, o văzut că nu-i gheș, o lăsat-o. Eu cred că asta o a făcut, dragi. Da. Bă, tu der, și-o văzut că o tras-o leacă la roț. O văzut că nu s-o făcut și-o zis, bagă-s pula, coai, hai la misiune, bagă-s pula. Nu cred că s-o stresat așa de mult. Da, nici eu nu cred, dar sigur o deschis-o, că nu cred că s-ar fi deschis de tâmpită, poate n-am văzut niciodată faza asta. Serverul, dacă mori, pana mea, dracu, știi ce se întâmplă. Eu știu, cu toate că ții minte atunci că am mai murit odată și ne-am dus la o mașină care eu, tot așa mă omorâse și luase cheia și era vehicle locked. Asta ții minte sigur. Da. SUV. Dracu, știi care, ce se întâmplă. Dracu, știi. Eu merg momentan fix prin... Dacă e vreun drum, dacă e ceva, să-mi spui. E drumul în dreapta? Da. Aha, da. Mă duc pe drumul în dreapta, că ăla duce fix în... Da, pe drumul care duce în Crasno. Da. Spuneam pe inginerii. E să o moară, dracii, duminica. Ce-i aia în spate? În spate. A, nu, era un copac. Da, e turbo. Benzină, nu e cazul. Da, e înclinat-o leacă într-o parte, o trasă în roată. A, bă, da, din spate, stângă. Aha. Taci pe ea. Bă, oazeu este cel mai sfânt, cel mai sfânt. Unde vrei să mergi cu ea? Păi, da, intrăm cu ea în aeroport, sau ne dăm de gol? Ar fi o idee să o vindem, pentru că hai măcar să vindem. Recuperăm cât se poate și după aia mergem cu bicicletele. Hai să o vindem, dă-i. Că e păcat, adică să recuperăm cât se poate din tot dezastru. Oricum o să ne-o fure, îți dai seama dacă e deschis să se fure soto. Da, dacă găsesc. Da. A, sincer, aș vinde, adică aș vrea sfârșitul pentru mașina asta să fie... Mă vine o mașină. Să fie vânzare, da, suntem în safe zone. Un SUV, cred. Un SUV, n-aș vrea să o abandonez. Că mi-a servit. Ce faci, bă, pulică? Stai, bă, vezi ceva pe ea? E absolut goală. Bă, Chiz, tu ne-ai dat jos elicopterul, bă, gata, ai pula în măta. Ți se uită ca pula. Hai, dude. Ce anticapat ești, doamne. Hello, man. How are you? Asta-i neam. Just fine. Da. Neam sau nordic. Am văzut după nume. Meister proper. Neamț. Cell. Was it? 22. Am vândut-o. Cât? 4.000, 4.000. Pune-i în bancă și hai să mergi. Mm-hmm. 4.000, deposit. Iha. Hai că am recuperat, adică totuși n-am. Am pierdut doar 16.000. Hai să mergi, termin. Am căzut de acolo de sus și n-am pățit nimic. De unde acolo de sus? A, de ești pe scări. Da, că știi că când vrei să mergi înapoi pe scări, nu mergi și am dat... Băi, mă știu că elicopterul ăsta la nâie, fut-vă crucea mamei voastre. Păi pula mea, că n-au, e mai greu să ne omoar pe jos. Da, bineînțeles. Dar dacă nu-mi descarc eu, ei atunci sunt sigur că au plecat, pentru că era pe cale să fie distrus avioanele, adică sunt sigur că are o limită. Dai seama. Trebuie ceva high power, ori un sniper de la M. Dar nu, că trag tu știi câte MG-uri am la mine, sunt bă, pula, descarc tot în ei. Vezi cu frână, da? Ții minte.
cifră, pula mea, că n-am nicio problemă. Vezi că deasupra, dragi, că-i aud. E, pula mea, că era și un MV22, de asta se făcut așa. Mi-ar cu frână. Da, pe altfel n-ai cum. Azi mă uit. Aș vrea să mă uit pe ăștia, dar nu... Sunt prea. Nu... Mașină sau... A, nu, motorul lor. Nu mai văd drumul după aia. Vezi, mergem vezi direct acolo cu bicicletele sau ce unici facem? Da. La risc? Mă uit. Indeed. Hai să mă opresc cu bicicleta și să mă uit să văd că e treaba acolo așa. Hai cu înceapana mea să scoatem bicicletele să le... Da, sunt avioanele acolo. Hai să-mi dăm pack și nu ducem pe jos, tata. Mă bag aici într-o copace și îmi dau pack. Hai că mă bag aici la stradă. Get out. Că mi sună un nirosi în viețile pointless. Acum mai mor o dată, da, să mă fi mai... Eee, ia ca pula. De fapt, nu mă duc la aeroport. Dar acolo sunt misiuni cu la mea. Serios? Îți dau misiuni la aeroport. Hai, dă-o, dreacu. E, uite. Dai când dau pe colbaie, dacă mă mișc, uite de cancel. A, nu, au făcut o misiune, au făcut o misiune, băieți. Ia să vedem. Băi, la aircraft dealer nu-i nicio misiune. Să văd o mașină. Yes. Manu, e motorul la avion care merge cu capul în jos, frate, deci el e un pizdos. Aia, păi îți dai seama că ei au sute mii de ori de zburat cu alea și de-aia sunt așa de bunaci. Deci merge cu capul în jos, șmecherul? Da. Nu-ți morții, mătii. Trebuie să intrăm acolo în bază ca să avem hardcover și-i futem. Sau undeva unde să avem hardcover. Ia uzi de mereurile. Stai așa, deci tu unde ești mai exact, că nu te... A, ai trecut de mine, e bun. Hai să ne îndreptăm încolo, că vezi că tu urmărești un zombie. Da, pe eu să mă bag într-un braț să-i zic ceva din măsa. Hai că mă duc la margine aici. Iau ce trag, fraierii. Unde morților ești? Am dat motorul prost. Gata, hai. Eu m-am dus în față. Nasol, că nopă n-ai cum să te bați cu avioanele, că te fac. Hai, dar ce să trage, pură, ce e aici? Hai să vedem de unde se trage. Încearcă să lipă din stânga sau o zi, poate, nu? Din față, fix din față. Un pic stânga. Ia uite, avionul fix pe deasupra, pulă. Cu tu biserica, măte. Cred că trage careva în el. Dai seama, că ai noi să-l omorâm pe ăla care trage în el. Altuși în dreapă sau tu fugi pe lângă mine? Da. Am pus rangefinder-ul, dar nu văd nimic, a? Hai să mergem atunci spre bază. Nu aici, la pușcării. Mergem partea altă. Spre baza mare? Da. Stai că vine avionul. Ai grijă că ăla poate să te piși pe tine, mai ales dacă el știe să zboare așa. Aterizează, dacă aterizează. Da. Dacă știe să zboare inverted, e șmecher, îți dai seama. Poți m-o dat? Nu. S-a auzit ceva cum cu bum. O loturat. Dar nu a explodat, a aterizat, succes. Când s-aude așa, îl turează, îl dă mai tare. Acum s-a venit pe Apple. Da, care tocmai decolează. E la trader, ei. Toată acțiunea e la trader. 50.000 de zombie, băga n-aș... Yes, I see that. Trebuie să-i omor, că... O să te fută, da. Hai să-i bag aici, în casă, pe cea mare armelor voastre. Deci nu prea e cont asta cu zombie pe server de PvP. Băi, asta este, e chestia că toată lumea este supusă la aceleași reguli. Da, dar mi se pare stupid. Ia auzi. Ok, trage la... De mere. Cred că trage din... Fire Station. Cam așa am auzit. Posibil. Nu văd pe nimeni, văd doar roaming zombies în jurul lor. Dar nu s-a gravat. Ia uzi, elicopterul are avarii.
spui când ești gata, ca să înaintăm. Da, zombie, din 50.000 zombie aia care murmureau, doar unul a intrat la mine, știi? Ești prost. Ești... mort. Cred că decolează iar avionul. Mort. 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 Bun, eu-s gata, hai. Ok, let's go. Hai, aici, aici aproape, stai așa, stai așa. Fapt, nu, hai să dăm, hai să dăm, hai să dăm. Stai așa să omor un zombie care-i fix în față, să nu ne creezi probleme. Eu m-am tirat, avionul a decolat. Ok, hai că vin și eu acum. A decolat și elicopterul. Amândouă. Da, avionul zboară foarte low. Păi da, că băietul este... ace, n-ai treabă cu el. Ah, shit, le-ți un tip văzut, le-ți un tip văzut. Cred că m-a văzut avionul și vine după mine. Mă bag după zid, da. E fix deasupra mea. Trag ca să mă desconspir, că știu că nu moare într-un singur foc. A fost un zombie, biserica mătii. Hai că avionul și-a luat zona. Hai să fugim. Avionul și-a luat zona, avionul se întoarce spre mine să tragă. Sunt mai multe avioane. Da, avionul e aici, vrea să mă caută. Da, mă caut, mă rog, să trebuie să-mi iei mort. Ia să-l încingi așa. Adică nu, nu e o locație bună, asta e nașpa, nu e o locație bună deloc. Trag eu un avion. Fac damage pe el. Ah, mă lovește zombie, pizda, măte. În pușcălie este unul mort. Ok. Hai că vin și eu sus acolo, că nu... nu mă încântă combinația aici. Că e zombiu. Este unul mort. Oi, dar ce dă zombiile, am deja 1000, du timp. Ah, shit, se-ntoarce avionul. Se-ntoarce avionul flying low. Trebuie să trag în zombie ca să-l distrug. Hai, pula mea, am tras în morții, măte, nu cade. Da, zboară fix deasupra mea. Ce muist. Hai că nu mai trag mult pe el, vreau să-mi iau întâi hardcover. Băiatul e posibil să-și trimită oamenii. Să le zic exact unde sunt. Unde ești acum, părnaie? Sunt părnaie jos. Asta se întoarce după mine, fac, sper să ajung. Dar nu, 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 mă bag aici la asta, că n-ajung. Are timp să mă trag în mine. Are timp să trag în mine, nu-i bun. Băi, dar cât e pula mea sunt aici? Hai mui, vino încoace. El îți duce unde era ultima dată, prostul. Ah, nu mai am gloanții, căcat! Îți dau eu un aer. Iauză-l, iauză-l cum faci, și tot nu cade. Pizda mamei lui. Nu ăsta e un bug în pula mea. Ai auzit cum făcea, nu? Da. Hai că intru până aici și mă duc la etaj sus. Hai, intru, vezi, nu te sperii cu mine. Nu mă sperii, nu mă sperii. Am trecut prin un zombie. Era unul mort aici, ai grijă. Tu ești ăsta cu DMR-ul, da? Da, nu-i DMR. Hai că m-am dus sus. O plecat dracu, cred că și-o luat damage, bine. Și se întoarce acum. Cred, nu știu, l-aud. Vine un zombie, dau la zombie, ai grijă. Dai, dai, dai. Mi-am dat. E, dar ce pula nu mai am gloan? Ah, mai am numai magurile astea golite în pizda mamilor. Hai că vine, o să-ți dau o armă. Dar nu, nu, nu-i nevoie, nu-i nevoie, că îmi scot din spate magurile nefolosite. Ar trebui să mai vând, bă, că mai am arme în spate, bă, ăla. Stai așa, G36. Hai și SD-urile să le scot, ok, bun, s-a muniții grupa mare, toți cu morții. Hai, vină înapoi, dar nu mai vine acum, căcatul. Păi, hai că-ți las și arma asta.
Au pornit unul de pistă, mă duc să văd. Îți las armă asta sau nu? Care armă? RPK. A, da, las-o. Fac switch pe ea, când termin cu asta a mea, fac switch pe ea. Bun, hai că eu mă duc în compound să fac, mă duc în mai întâi în barat. Uite avionul. Putu-s morții, măte. Vino și tu să tragi în el, vino și tu să tragi, tocmai decolează. Îi dau la pilot. S-o buși cu el, s-o buși cu el, s-o căca pe el. S-o oprit elicia. Tragi tu sau ce se sau de aici? Trage în zombie. I-am dat la prost, dar s-o ascuns. Nu mai aveam gloanții. Auzit de mere. Da, el o tras. Sunt două avioane, ambele avioane sunt acolo. Deci DMR-ul tras? Tras din avion cu DMR-ul? Nu, a ieșit dracu din avion. Deci dracu și-a abandonat avionul și-a ieșit și-a început să tragă. Hai să vezi pe capturi ce s-a întâmplat. Și i-am tras o bucată și s-a tirat. Și când a rămas fără gloanță, a început să tragă el. De-aia ți-am lăsat RPK-ul ăla. Da, dar e bun asta care o am eu deocamdată. Uite-l, vin încoace. Pe jos? Da. Dar zi-mi pe unde, ca știu și eu. Stai să mă ridic să-i dau. O intrat într-un cort. Îți spun exact direcția, 30. La cort. 30. O să vină prin cortul de îndreaptă, deci. Da, teoretic. Că mai caut armă pe ce. Trage un avion, o e un al treilea. Cine o tras de mere? Nu eu. El trage, cred că. Din tarabă. Tarabă? Care tarabă? Din baracă. E acolo, la 30-40, acolo e. Și în cine trage? În mine. În tine? Da. Uite-l. E aici, e din spatele tău, ai grijă. E aici, lângă mine. L-a omorât. E tragi tu, da? Nu. Cine trage? Nu știu, avionul. El l-a omorât, o scris, a displit în sorbă. L-a omorât. Urcase dracu pe schelă pe afară, era în spatele tău. Că tu ai ieșit, vă, că... Ești afară, nu sunt înăuntru. Da, ultima dată când te-am văzut, erai înăuntru. Deci a urcat dracu pe schelă și a venit să-mi dea mort, dar l-a omorât. Are avion, pul, hai să-i luăm chef. Ar fi o idee, dar zboară, trage, uite, trage avionul în continuu în mine, trage avionul în continuu în mine. E cam el ăla. Da. Dar unde-i căcatul? Zboară. De ce direct? Dar nu-li vezi avioanele, că sunt dita mai animalele. Nu văd. Niciunul din cele trei avioane care zboară? Aia că văd, acum le văd. Trage după ele, te rog. O vin de un zombie. Ah, m-a omorât ceva, nu știu ce. S-ar putea că o tras unul dintre avioane. Nu, mi-a dat sniper de afară. Spinler. Da, mi-a tras de pe afară cineva. Când trăgeam în avionul lui. Nu contează. L-a omorât pe prost. Să mă zugă de pulă. Dacă-l văd pe mâini, să văd pe mâini. Dă-i, dă-i. Dumnezeu-i mătii. Băi, să-mi bag pula măta până am făcut switch pe armă. O dispărut. Putu-s crucea mătii cu jocul mătii cu toți. Focus, o să mai apară. Stai liniștit. Aș fi atent că nici nu mi-am dat pandajul. Uite-ți, da. Căcați urca pe schele și ăsta. Mhm. Tu-s morții mătii să-ți fot eu. Devil's Castle, de la Devil's Castle l-am să vină. Deploy all bike. Focus acolo pe situație. Dar zboară avioanele în toate direcțiile, să-mi bă fula, stâmpiți, dragi. Deci erau și trei avioane și unul dintre ei s-o dat jos și-o venit la mine ăsta care l-a omorât. Îți mă dat în avion.
Ăla cumva în față la trader, că ăla trebuie să țin mult în el. Ba nu, trage cineva cu rachet, ce pula mea. Stai că-l băi fraier. I-am dat mort. Bun, bravo, bravo, bun. Tu rămâi acolo, rămâi, nu te expune. Eu așa zic, am murit. Da, nu, nu te expune să tragi în avioane. A, scăl captain. Unde dracu-i markerul ăia așa încolo, hă? A, și tu ești acolo, nu știam care-i treaba, da, ok. Tațelec, tațelec. Este un barac cu mine. Zombi, pulă, că nu 50 de zombi ce să mă omoare. Dai seama că vine zombi. Ideea e să nu te expui strajd la avioane, cum am făcut eu. Eu am făcut la, na, total la risc. Știam ce o să întâmple. Mai vine un zombi, să-mi dau pula în ei. Dar vezi că încă mai este Spindler acolo, bă, ăla care m-a omorât pe mine cu sniperul. Da, și ăla o tras de afară, eu eram la geam și sigur o tras de afară. A, dar nu știu unde pula mea să mă ascund. Îți spun doar ca să nu-l pierzi din vedere. Și ideea e să nu ieși, clar, că dacă e player pe acolo în zonă, e clar că e tamai planul. Deci eu l-am omorât pe Skull Captain. Ăla de la ce distanță mor? La 200 de metri sau la cât? Mult. Nu mai știu cât era, dar era mult. Era sigur, undeva pe afară în boscheț. Și eu m-am ridicat să trag în avion. Și m-am văzut la geac, că ați o tras. Că n-ai cum să angajezi avioanele fără să te expui, îți dai seama că n-ai. Da, tu sunt prea mult sunt pula mea să fii în gură. Tot explodează aici, nu știu ce pula mea se întâmplă. E demență, nu? Da. Bun, hai că eu sunt la 3500, că m-am dat la Devil, și ăla era fix la 5000. Deci eu am închis ușa aici la mine și mă uit în continuare pe geamul, l-am omorât pe fraierul. Eu am să vin direct, cu bicicleta direct acolo am să vin, ca să nu pierd timp. Okay. Deci ăla aceeași schemă a făcut, a forcat pe scale. Skull Captain, sunt mari proști. Au văzut că l-au omorât pe ăla. Sau poate au zis ăla, bă, vezi că a plecat de acolo, urcă, știi? Da. Avioane lisput în continuare. Câte gloanțe mai am? 53 de gloanțe. Sunt toate gloanțele mele. Eu, visul meu e să dau jos un avion de la asta vreau. Îmi trebuie armii ca lumea. Da, ai seama. Ăsta care l-am omorât eu anul nem ca mod, pula mea, dar n-am cum să ies. N-ai, că mor, dacă te expui ai murit, clar. E fix sub scale acolo mort. Da, nu, dar nici eu nu mă duc la el. Mă duc direct la cadavrul meu și mi-au toate că MK48 mod sună bine, dar... Caciulec. Cadavrul meu e... Pe-n cover. A vorbit unul pe aici, pe local. Da, sunt sigur că vorbesc, dragi, dai să mă las și măcele acolo. Tot explodează căcatul. Mai ales iar în avioane, doar în pulă. Să-ți mai puțin am omorât. Tu scal chiar atunci și pe la care l-ai omorât, cum îl chema? Nu mai știu. A, fii atent că mi-a dat umanitate, era bandit făcut în gură. Mi-a dat 600 de umanitate. Eu am 11.500, deci mi-a crescut. Înseamnă că și ăla meu era bandit. Uite, iar m-a făcut zombie. Ăla mea am ultim în viață. Ba, pula, îmi dau un blood bag. Da, îți spune, ai 10, ui, dă-ți un blood bag, ce pula mea. Nu știu. Deci tu, mai zi-mi o dată unde ești, ca să știu așa... Deci sunt baraca din dreapta pușcăriei. A treilea geam, la mijloc, undeva pe la mijloc, pula mea. Și sunt într-o cameră, de aia mi-am închis ușa la cameră, atât. Și stau să mă uit pe geam. Foarte și bine. Geamul meu vede fix în schelă. Ok. E bun, păi stai acolo. Este un zombie... Sau un om. Zombie. Dacă ai clear shot pe vreunul de acolo, tragi. Prin geam să tragi foarte bine. Îți dai seama că pe așa nu am mers pe ăsta, nu? Da. Zombie.
Acolo încă capul ăla de cort cu plasă de la colț, știi? Întăritura aia. Skull Captain was killed, ajunge mâine aici. Ăla am eu chiar nu mai știu, trebuie să mă uit pe captură, nu mai știu cum fola mea chema. Hai să-mi dau și painkiller, cum a spus domnul. Mamă, ce vălene am de aici, să-mi bag pula. Shit. Bagă, tate, frână. Dar no, frâna e... e... nici o treabă. Hai, hai, hai că am tras eu aici. S-aude un avion aici, dar nu zboară, s-aude în același loc motor, nu știu ce problema face. Probabil că staționează. O fi murit ăla de la bordul avionului. Hai că vin cu 70 la oră, direct, 1200 de metri. 1200, ok. Ia să-i dau și shift-ul. Mă enervează avionul ăla că n-am avut un premiu pe aici să-l faci. Păi da, dar n-ai ce să-i faci, trebuie să duci la bord și să oprești motorul. Fii atent ce faci de căcare, când l-am urât pe ăla, o intra frate, deci în camera asta, unde s-au venit de afară vreo 7 zombie. Tot a venit călare cu mine. Încep și eu să aud avionul. Păi da, normal, pentru că ai tras și vin. Deci eu tot văd mișcare acolo, în fortificația aia, dar cred că e un zombie, că se mișcă cam eronat, un zombie. Așa, hai că eu mai am găs pe ultima sută, la 600 de metri. Mă duc direct la pârnaie. Ok. Din ce direcție vii? N-am nicio idee. De oricum, despre Krasno. Ah, Devil's Castle. Vei, o să treci lângă barac mai întâi ca să ajungi acolo. Probabil. 200. Uite, zburat nu zboară nimic, dar s-aude. E ăla, ăla care l-a abandonat, cred că e. Da, acum trec pe lângă tine și mă duc spre... unde pula mea e rape-ul meu? Aici ar trebui să fie. Ai intrat în pușcărie? Acum intru. Da, să știam morți aici, a? La cadavrul meu. E la locul lui. Deci nu pot să închid așa. Da. Auzi? De mereu? Da. Trage de acolo niște lui. Foarte așa. Ola mea. Departe. Eu l-aud foarte departe. Am văzut pe cineva fugind. Se apropie la mine la altă. Sigur că am văzut un zombie gravat afară și nu era după mine. Unde? Afară, în timp ce făceam gear. Ăștia care-i văd sunt niște foame. RPK-ul ăla pe jos, acolo încă mai este. Ești crouch sau pe burtă? Crouched, cum se spune?
persoane. Hai să iau repecau tău. Bă, am găsit o lunetă, bună dreabă. Da, avionul el a abandonat, bă. Exact de acolo. De unde a ieșit ăla care l-a omorât. Da, dar o tras unul cu DMR-ul la mea. Și nu știu nici spinner. Spinner ăsta palmat. Păi sunt omor, iar. Zombiul ăla care se... Da, îl văd avionul ăla. Deci ăla, ăla care l-a abandonat pulică și a ieșit cu ghiliu să tragă în mine. Încă cât este acolo. Se aude o mașină. Taci. Un ATV. ATV. Nu l-aud. Eu îl aud. E la distanță, îl văd. În ce direcție? 40. A, deci e încolo, ok. Poate s-o spirit la 700 de metri. Exact cum ceau ăștia, ăla care să-și campează cu... Ce zici să facem? Păi aș lutui pe muiște ăștia. Ești la tine acolo sus? Nu. Afară? Da. Ai loc în poșetă? A, mai am alea de loc, am niște arme deja. Am MK12 supărâre pe caul tău, G36 camo am în spate. La G36 nu se vinde, dacă ai unul, ăla poți să-l dai. Ok, hai că-l las atunci. Dacă, dacă ai unul pe care folosești, ăla n-ar lăsa, să nu putem vinde. Nici la Bandit nu se vinde foarte. Da, parcă nici la Bender nu-ți vindea. Ce-l-a dorea că-l folosește, nu-l folosește. Mai stai un pic să vedem care ce se întâmplă. Și după aia... Mă aș putea deja să-l lutuiesc pe ăla. Pe ăștia, adică... Am văzut unul care fuge. Așa. Din dreapta, fugi din spre... Zim compasul, băi. Da. La 95 pe acolo. Dar fugeam cu acest, spre 80, știi? A, deci în partea aia nu văd acolo. Au pas pe mine. Deci am văzut cum fugea pe lângă gard pe acolo. N-am construit aici, nici nu e asta. Hai că eu am venit lângă baraca ta, dar sus, adică sunt până aici. Overwatching your barracks. Da, asta e că nu știu din tumorul spinner ăla. Nici eu nu știu. N-am cea mai vagă idee. Eu n-am văzut nimic, a fost capul ăla, știi? Deci s-a făcut ecranul negru, brusc și a scris. Fără să audă nimica. Atrag ăștia într-un stil. Hai că eu ies din baracă. Mă duc să fac lucru cu fraierul. Ok, hai că mă duc și eu să-mi iau costumul, că am uitat să-mi iau costumul. Nu uite ca pe la mea în boscheți. Gata. Fula mea se întâmplă, băi, am dat de close și face gear, what the fuck. A, au făcut-o pe jos. Unde pula mea e spinner? Spinner, unde te-a spus pe tipul? Acum unde era în baraca? Să-mi dau seama că bine ai făcut sus. Da, dar sus unii, spre aeroport, în spate... Nu, mă uitam spre trader, deci eu eram sus, mă uitam spre 200. Deci
era în partea asta, spre zidul ăsta de saci. Nu, partea cealaltă, am zis că mă uitam spre 200. Zidul de saci e spre 20. Cartea este clan? Da. A, deci era undeva în spate, picător. Da, acolo, de acolo o tras. Din altă parte nu prea avea de unde. Ia uzi. S-a tras. Și ăla e sniper de la turbat. Ai, Leo, e Barrett. Barrett și DMR, s-au auzit. Hai, mă uit în direcția din care aud shot-urile, la hangare. Da, eu mă mișc pe sus, acum nu mă mai mișc. Ăsta are DMR. Așa, și mod. Ok, ai grijă, ai grijă că... băieți acolo. Dar nu știu ce să aruncă cu pula mea. Îi dau zonul și iau modul. A, da. Ce o? Dar cred că le iau eu trec pe mână. Mhm, este tot, dragi. Auto ok ăștia. Da, sunt de la avioane, presupun. Dar ok, nu știu. Nasol că de acolo de unde s-aud shot-uri nu văd, e singura zonă unde nu sunt geamuri. Băi, și fii atent, are armii în pula mea, e încă 7. Vrei să vin să iau ceva? M14 Holo, M4 A3 Camo. Stai oleac, stai oleac. Supor că am auzit niște pași. Vrei să vin să iau ceva? Că ăștia deocamdată trag departe. Nu știu dacă panică. Am oleac. Dacă poți să vii, să iei MK7. Ok, hai că cobor acum. Și ar trebui să ne randim, doar dacă vrei să mai așteptăm. Să o dăm cu ei. No. Another player's nearby. Da, coboră pe jos. Hai să iese de aici. Hai că m-am îndepărtat de tine. Îndepărtat? Da. Ce poate? Scout captain has not... Hai de rapid eu jos, nu fac overwatch. Dacă vine careva, ești mort. Asta este. Sorbon has no coins. Deci n-au coins, băieți. Bun, hai că intru în pușcărie. Ok, hai, switch. Deci care era ăsta cu ghili? Ăla a mort jos, nu ăla de deasupra. În rucsac are arme. Ok. Deci ce vrei să iau? MK17, da? MK17. Bine, că n-are încărcătoare. Și M43 Camo, cred că, nu? E vândut. Da, să-l vinde. Și hai, luăm zonă. Antibiotic, stai să mai iau niște blood bag, mâncare. Mergi să le luăm avioane? No. Nu-i pont. Mergem spre trader? Da, hai. Hai. Nu-i fugim. Pe spate, da. A, nu am doi în același timp. Da, ar fi o idee. Asta e bicicleta ta? Da. Păi mă urc cu ea și am plecat. Ah, ok, eu mă duc jos. Ca să mă omoare un... A, puneți bicicleta, fac, ca să fim... Nu... Aterizează un avion. No, nu se vede nimic. Deci trebuie să aibă o bază undeva, tot vin cu avioane. Deci e posibil. Oricum, shot-urile s-auzeau din direcția cealaltă, deci aici ar trebui să fii, teoretic, safe. Fogul niște zombie după tine. Da, sănătate. Eu sunt deja în trader. Tot un avion face hover, sper să mă văd un pic de mai rău. Hover? Hover, zboară. Ar fi futere dacă reușesc să fac hover cu avionul.
Nu m-au văzut, sunt toți pe aeroport. Eu îți recomand să pui bicicleta și să-i dai în sus. Vin zombie după mine. Că sus merge foarte bine, că nu are viteză, știi? Ideal. Și ai control beton. Scal captain, l-a omorât pe captain Piggy. Să omoare capitan între ei, sper. Macete, pe tot Dumnezeu, mătii. Eu dau cu maceta. A, sau ai luat-o de pe acolo sau ce? A, zombie. Hai, pula, turbo. Păi, eu mai am pasul de metri, 300 ceva. Mai facem ceva după sau? Call it a night. Eu știu dacă avem timp. Nu prea. E 12 fără, 12 fără 13. Putem să call it a night. Luăm o mașină. Păi ar trebui să luăm o mașină să mergem undeva. Hai că am intrat în safe. Au mers bine, adică ne-au omorât acolo doi, ne-am recuperat tot gear-ul. Pont, eu zic e pont. Păcat de elicopter, dar oricum îl recuperăm acum din ce vin eu. Da. Vezi, tu câți bani ai? 212.000. A, deci ai loc să pui bani. Da. Dacă nu, ți-i dau ție, nu-i nicio problemă. Da, oricum trebuie să luăm mașină. Oricum nu cred că facem chiar așa de mult permanent. Așa, dă să-mi iau bicicleta înapoi. Ți-ai pus soaclă? Da. Așa, hai cum o să vând. Căcaturi. Vă-s la 500 de metri. Sfut ăștia cu avioanele. Ia-i aud. Așa. Cu armii care era, rockerul. Băi, unul mort aici, cu aia. Study body. J. He appeared from, he died from blood loss. Da, că tu ești în safe zone, dar... Da, dar dacă n-ai blood, ai bele, pula, ce țapă la fraier. O mă uit în față la trader de sănătate, bă, ce cu tine. Hai de pula mea. Trist. Sell backpack, da, MK12 se pără, doar de-aia o șulasem, 5.000. RPK Cobra, wow, e super țavă, 12.000, adică 7.000 aia. M403 Camo, 90.000, deja am recuperat elicopterul cu aia. Din 3 arme. Stai că vin și eu. Deci n-ai treabă, dă să vând și muniția. La cine era la full ăsta, pare, spatele lui. Sell backpack. Așa, am luat bagurile de M24, că știam că se vând pe bani mulți. Se vând pe bani mulți astea. Ia uite și RPK 74 Drum Mag. Puh, 1000 bucata. Da? Adică să știm că mai găsim cutii de alea cu așa... 3200 numai din muniție. Deci am făcut 22.200 din vânzare. Să am mod cu CCO. Super. Da, da, e bun, e bun. Deci dar ăla, din două glanțe, a căzut prin geam, deci... Da, nu, și la meu, n-am tras mult, știi, am tras, adică am tras normal, știi, și el o tras și el, dar nu m-a nimeric, e prost. Depinde și cu viața, da. Stai așa, zic, ce mai am prin spate care țineam pule? A, stanagurile astea sunt de... Stanagurile astea sunt pentru MK17, ei? Nu știu la ce pula mea le am. 20 round stanag, 5x56 NATO. 1556, pula mea. Le arunc pe jos, că n-am ce să fac cu ele. Fii atent că armele mele nu le cumpăr jos. Da? Mai bine păstram bizonul la pistaus. Da, na, când mai avem drum pe la bandit, îl vindem acolo. Le da, vindem, pardon. M240. Am dus să vând muniții, că am muniții de aia scumpă. Păi da, bloodbag-urile unii pula mea le am?
Ma 1? A, a mai rămas Mach 1 cumva, nu știu. A fi atent că nu le cumpăr acolo, nici pe alea, cred că tot la... Tot la Ben. Să-mi lași de joc pe jos un blood bag. Îți las mai mult, ca mai mult. Câte ai? Sau n-ai niciunul? Eu da pe aici pe jos. Așa, uite, lasă-le aici pe stanagurile astea care le-am lăsat jos. Las două. Las două. Ok. Le-am luat. Keymaker's kit-ul se vinde oare? La pulică ăla cu... La ăla cu tool-uri. Tool-uri, ia să vedem. Trader menu. Sell backpack. Keymaker's kit. 500. Da, tati, ia de aici. Pula mea. Deci am aruncat cheia aia care mi-a pare doar make copy pe ea. Nu știu, verific pe ala. MG36 mag. Dă să le arunc pe astea goale, că-mi ba pula în ele. Le țin total de ampulea. Mai trag două gloanțe și gata. Chis pe ele. Mai back key. 6757, aceeași cheie pe ăla. What the fuck? De ce mi-a pare doar make copy? Nu știu, frate, sincer. Trebuia să ai locatorul, nu? Da. O fi protejat, o fi cine știe ce combinații sunt. Și nu știm noi de ele. Blue key. Make copy. Ia să vedem. Light machine gun ammo. Uite, de ce n-are belt-uri de G36 în pula mea? Are numai muniții normală de G36. Cred că are ăla de black market. Să-l fut. Să-l fut. Ăla unde? În stare? Unde pula mea ăla? Stare. Da. Asta n-are. Câte maguri mai am eu? Una. Deci 1, 2, 3, 4 și ăla e jumate și unul în spate. Care ăla din spate? A, spline astea din spate. Da, așa zi. Și-s de-astea mari, foarte tare. His name is Jay. He died from blood loss. Țavă, nu? A, nu, e o mică de fiel, că nu-mi bea bani sau ceva. E din safe zone. Da, nu, nu te atingi, dă-l în pula mea. Da, nu stau bine, muniții, tot alea, totul e ok. Hai să luăm o mașină, display name, yes. E, dar bicicleta asta poate nu explodează mașina când n-ai departe. Ia un AZ, da? De ce nu-i dai pack? Da, nu, e a mea, pula mea, deja am una nouă mai. Mai e a lui ăsta? Cred că e a lui ăsta, a murit și o chicat de bicicletă și a murit. E, mă, ustur nas, poate nu răcesc acum. Așa, cumpăr OAZ-ul, da? Da, cumpăr. Utility Vehicles, UAZ. 8000, pentru că de ce nu? Bye. What? You purchased UAZ, the key has așa. Și unde? Ha? O pus-o aici, ok, m-am speriat. Dă-ți pun restul în bancă, la prost. 14.700 era, nu, da. Depozit. 226.000. You are a rich motherfucker. Da, deci nu, financiar n-am pierdut nimic în seara asta. Să arunc cheile astea, să le țin, pula mea. Dacă nu, oricum, în bază asta, în aeroport nu mergi să luăm avioanele alea, că în seara asta cel puțin sub nicio formă, știi? Da, și nu cred că mai rămân acolo. Ține-le pula mea, că nu te deranjează cu nimic. Poate merge mâine. Gata, hai. Așa, dă-mi niște coordonate, unde vrei să mergi? Poate să faci tu deploy-ul ăla. Că dacă tot ziceam că să-l faci, să-l faci, știi? Să ții de o grijă. Hai să-l facem pe aici, am cu mine. Ca să... Da, eu văd că cel mai des ne putem pe aici. Ca să... Să mergem direct la misiune când intrăm mâine, știi? Să nu mai stăm să pierdem timpul cu hai să facem deploy la aia, hai să ne putem în cur cu aia. Să mergem direct. Zi-mi același coordonat, ca atunci. Da, acolo prea in the fucking open. Ok. Something else. În mijlocul pădurii trebuie să fii undeva. Ia uite. Iară, da, Gorka Polana, să moară măta. Mm.
puțin pe aici, până la cântra. Eu dacă aș fi în locul tău, eu nu mai am safe, deja i-am dat deploy în pulă. Am să mă duc într-o zi să văd dacă pot să-i dau pack cu ei, să le iau înapoi. Să vezi tu dacă ai opțiune de pack pe el acum după ce-i faci deploy. Eu dacă aș fi în locul tău, aș face și pe la Black Mountain undeva. E acolo, mă gândeam și eu. Da. Pun pe Black Mountain și... Dar oare fi bază? Nu cred că era bază, nu? Este ceva mai jos de Black Mountain, vezi? Partea era altă? La 101 cu 33. Tot o clădire, în spate la Black Mountain. Ah, da, da, da. Aia acolo. Aia acolo, hai de început. 101 cu 3 am pus pe clădire. Eu poate nu-mi spargi jos în bicicleta asta în pista mea. Așa. 1400 de metri. De mereu, reușit. Da, și dau băieții să cac pe ei la nord-est acolo. Își dau băieții să cacă pe ei. Dar ce de-a vehicule abandonate pe aici? Camiel was killed, oh no. O să văd o lacrimă. Scrie jos că nu văd. O scrie să-mi stăm de jos. Da. Am fugit de toată pula camionul ăsta, mașina aici în dreapta. Da, și eu i-aș campa să-i fac o combinație urâtă cu catul ăla împărțit. Nu știu cât e baza aia de la Gorca. N-ai de unde pula mea să știi, numai dacă vorbesc ei pe side și se dau de gol, știi? Nu cred că e a lor aia, că ei vin de undeva cu avioanele astea. Dar bineînțeles că vin de undeva. Bine, sau le iau de pocneală, știi, le cumpără. Și după aia își bagă pula. Știi, mai iau după aia a doua zi altul. Asta adică... erau scumpi? Ba da, erau scumpi, eu ți-mi zic că erau scumpi, dar cine știe ce bani o fi având dragi? Dă-ți seama dacă ei erau numai 3 așa, știi, occasionally. Adică erau numai 3 vehicule. Aeriene, adică era 2 elicopteri, 2 avioane și un elicopter. Îți dai seama că au clan mare. Trei sudimenti până acolo. Ce faci? Care știu că l-am urât de... Da, rupi stilul ăla. E bun tare pe aici, uite ce bun, e cam buzat, îmi place. Deci eu aici mi-aș face deploy fără nicio problemă. Și nu văd nimic, uite bine în jur, să vezi să nu fii human settlements. Bazi, după mașini, după pula mea. Nu știu la castel dacă este ceva sau nu. Nu văd nimic special. Uite clădirea aia. E bază acolo. Este? Nu văd nimic. E zidul ăsta, băgam eu și pe ăla. Da, las pe aici, hai că mașina o opresc în boscheț aici, să te dai jos. Da, aici o bază. A, e un căcat, dar eu știu. Na, nu ne riscăm. Hai mai aproape de nici acolo. E închis, deci e doar o chestie închisă. O pus lacăt și înăuntru este un safe și un plot pole. Atât. Da, deci, da, nu e bun aici. Nu e bun aici. Dar tot în zona asta aș sugera, undeva partea asfalt eventual. Mergi în dreapta, în dreapta mergi. Nu știu că suntem noi, este o poieniță cumva, mai în dreapta. Mai în dreapta, ok. Un pic da, în dreapta, o văd. Ca aia să luăm ca punct de repede. A, dar e drumul pe ăla mea. Dar nu se vede de la drum. Nu se vede de la drum. Uite aici ai putea să... Uite ce bine sunt cambuzate astea. Braza ăștia în stânga, fix în stânga aici. Stânga față. Cu mașina. În stânga, nu se vede de la drum. Ăștia de aici mai degrabă. Cum prefer, că e safe-ul tău. O, uite aici. Aici între brazi, chiar. Vezi să nu-l bagi foarte tare între bazi, știi combinația, da?
Adică cel puțin așa era, acum eu știu ce upgrade-uri au mai fi făcut, că dacă îl bagi prea tare între brazul în cort sau în ceva, e posibil să nu mai poți accesa după aia. Este o mașină, dar e la distanță mare, de să pun binocul pe ea. Ce pula mea, nu spune nimic acolo. A, ok, da. Da, îl văd de acolo. Și e foarte cam buzat, deci se vede foarte greu, trebuie să treci fix pe aici să-l vezi. Și cum de acolo trebuie să-ți open lock face? Așa. Vezi dacă ai pack, că-s curios dacă ai pack pe el. Că asta înseamnă că poți să-mi iau și eu de acolo, nu l-am lăsat. Dar n-am nici gear în toată aia. Ia stai să vin și eu să văd. Poate că l-ai băgat prea între copaci. Dar nu-i prea între copaci. Nu, ar trebui să fie. Dă-te un pic de lângă el. Poate apare mai greu. Uite aici, aveam un gear. Ceva. Ha. Am gear pe el. Ai combination lock, o grămadă. Alea-s default-uri care le aveam și eu. Vezi dacă ai pack, te rog. Destrag mașina în copaci. Mi-a părut pentru un moment gear-ul și acum aia mi-a dispărut. În sus, deci e sus. Eram pe first person și m-am uitat sus. Da? În partea lui de sus. Combination lock, pula în cur, crowbar, intrebi. Hai cu bug-ul în el. Nu trebuie să bați ceva neapărat. Ideea era să fie deployed ca să mergi direct la misiuni mâine. Ia uite, fraier a făcut combat lock, fraier. Am pack safe. A, ai pack? Bun. Păi atunci când o să fii timp într-o zi, am să merg să-mi iau și eu pe-a meu din la lăsat. Că-i păcat, stă acolo de-am pulea, nu fac nimic cu el. Unlock easy, deci e închisă. Deci există pack safe, foarte tare. Hai că eu deja mă bag într-un copac și mă uit să văd unde dracu mi-am pus safe-ul. Lock safe. Am captura parcă, dar nu mi-arată și așa? Nu mi-arată. Nu mi-arată. Azi am să mă uit pe captură să văd unde pula mea eram. Știu că e undeva aici, sus, pe la bandit camp pe acolo. Lock safe, ok, l-am încuiat. Da, acolo trebuie să fie. Coordonatele, să ți le notez. Da, așa. Nu. 102 cu 031, mai n-am niciun pix. Bă, mi-a tăce. Hai că oricum am făcut captură, să vede, 102 cu 031. Hai că îmi fac o poză cu sistemul. 102 cu 031. Sau cu telefonul. Da, cu sistemul. Mă dau alea mai încolo, în brazul ăsta, să-mi dau escape. Da, am făcut și în seara sau alea treabă, mă mor nici pe aia. A fost fan, chiar când eu mor căcatul de castel sau cum pula mea spune. Cam el. Cu elicopterul lui, cu avionul pule. Nu mă cac pe ei. Las, cu ocazia asta am văzut care e treaba și cu elicopterele. Ne dăm seama că nu prea e pont, cel puțin dacă zici cu avioane într-o seară, nu prea este pont, e clar că nu. N-ai de unde să știi, că doar să-i vezi. N-ai de unde să știi, normal. Dar nu prea ai cum să fugi, că avionul te ajunge. Tu n-ai cum să depășești viteza avionului, că el merge câteva sute de kilometri pe oră și tu prinzi de-aia maxim. Asta, doar să-i vezi. Da. Știi, miște la misiunea, doar să-i vezi, știi? Chit că durează mult mai mult cu o mașină, dar e mai eficient cu o mașină să mergi la treabă. Da. Elicopterul e fun, că nu o să avem prea mulți bani și nu o să avem ce face, o să luăm și elicopterii. Chip sărac, o să trebuiască să se înveți cu mașinile. Că el era visul lui cu elicopterii, dar asta e piesă. Ai ieșit, da? Da, am ieșit.